Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Alex Bledescu, începe principalul buletin de știri al zilei la B1 TV. Românii din străinătate votează chiar la această oră, 10.000 de alegători s-au prezentat deja la urne. În diaspora, secțiile de votare sunt deschise până duminică seară. Sunt cozi uriașe, doamnelor și domnilor, în fața secțiilor de votare chiar în aceste momente. Vedem imaginile imediat în jurnal. Iar George Simion și Rareș Bogdan sunt primii lideri politici care au votat deja pentru alegerile prezidențiale la Roma și la Paris. Cât de important este votul din diaspora în condițiile în care peste 1 milion de români din afara țării sunt așteptați la vot și cum ar putea răsturna rezultatul alegerilor, aflați imediat. Între timp, în țară mai iese la iveală încă o aroganță a șefului PSD, Marcel Ciolacu. Sunt documente care arată că acesta a mai zburat în trecut cu un avion privat închiriat de Nordis. În aeronavă ar fi fost apropiației premierului. Detalii din acest caz puțin mai târziu. Și în timp ce la noi toată lumea e ocupată cu ultimele ore de campanie, lumea întreagă stă pe un butoi cu pulbere, Rusia ar fi lansat o rachetă balistică cu rază medie de acțiune în Ucraina. Una peste alta, adjunctul șefului statului major al apărării britanice anunță că Marea Britanie este pregătită să lupte împotriva Rusiei chiar în această seară, dacă va invada o altă țară din Europa de Est. Ce pericol ne paște, aflați puțin mai târziu. Și începem cu principalul subiect al acestei seri. A început votul în diaspora pentru alegerile prezidențiale. Aproape 40.000 de români au mers deja la secțiile de votare din țările în care se află și și-au exprimat astfel opțiunea. Până acum, cei mai mulți alegători români au votat în Republica Moldova, în Italia, Spania și Germania. Cetățenii din străinătate au la dispoziție 3 zile pentru a-și alege președintele. Primii care au spus prezent la acest scrutin au fost românii din Noua Zeelandă. Până în acest moment, votul în străinătate s-a desfășurat fără incidente, iar în Valencia este o situație specială din cauza inundațiilor catastrofale. Unii dintre românii de acolo nu știu încă dacă vor putea ajunge la urne. Și despre ultimele ore de campanie discutăm în momentele următoare împreună cu domnul Dan Barna, europarlamentarul USR. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! De asemenea, în platou se află și domnul Cristian Preda, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității București. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Începem cu dumneavoastră, domnule Dan Barna. Așadar, sunt ultimele ore de campanie. Vedem, a început votul, am putea spune, în diaspora. Sunt 1 milion de români acolo așteptați la urne. Aproape 40.000 dintre ei au votat până la această oră. Cum ar putea să schimbe rezultatul votului de acolo? Ce se întâmplă aici, în țară, duminică? Este și în diaspora și în România, suntem în fața unui vot istoric și spun asta pentru că s-au limpezit, spunea candidata Elena Lasconi, candidata pe care o susțin evident cu toată convingerea, vorbea despre Elisabeta Rizea și erau cuvintele acelea ale ei rămase celebre în istoria noastră, 3 zile dacă aș mai trăi, dar să știu că s-a limpezit lumea. Pentru prima dată în ciclul electoral din România, situația este mai limpede ca niciodată. Avem pe de o parte vechiul sistem cu toate marionetele sale, mai mari sau mai micuțe, cu mai multe sau mai puține sfori în jur, și un om care, în mod evident, nu are legătură cu acest sistem. E pentru prima dată când cetățenii români pot să voteze la modul foarte responsabil dacă vor să continuăm povestea în care am trăit până acum și pe care o știm foarte bine. Sau să voteze pentru un candidat care vine cu sufletul în palmă, cu sufletul deschis și le spune privindu-i în ochi, nu sunt un om perfect, dar sunt un om care vine să lucreze pentru voi, pentru români, pentru cetățenii acestei țări. Pentru că acesta este mesajul pe care îl transmite Elena Lasconi. Și vă spun asta pentru că m-au sunat foarte mulți prieteni, am văzut dezbaterile cu toți în ultimele 2 săptămâni și constant a fost acest mesaj, domne, dar la întrebarea aia se putea un răspuns mai bun, dar acolo n-a știut chiar exact cum ar fi trebuit să fie. Haideți să încetăm să ne găsim scuze pentru care 4 ani de zile sau 5 ani de zile să ne plângem din nou în pumni. Haideți să nu mai căutăm motive pentru care să nu votăm ce e corect pentru România. Corect acum este să schimbăm gașca PSD-PNL. Asta este corectitudinea cu care ne confruntăm în momentul de față. Nu să găsim pretexte pentru aș vota corect, aud voci, domnule, aș vota cu Elena Lasconi, dar n-a răspuns bine, nu știu ce întrebare. Și atunci ce? Votezi cu cine? Cu un Joană care scărmănat un pic se arată pesedismul din el? Despre ce vorbim? Adică nu vă imaginați și cu eticheta asta. Domnule, fost vicepreședinte NATO. Da, și legat de votul din diaspora. Fost vicesecretar general, ca să nu fiu acuzat și eu. Numărul 2 NATO, da. Numărul 2 NATO, fost secretar general adjunct. Domnul Joană n-a ajuns acolo
prin vreun concurs, prin niște calități pe care să le fi dovedit în fața unor oameni. A fost numit de Iohannis într-un context politic, într-o oportunitate la momentul respectiv și a fost ales de Iohannis cu mâna și ok, îl punem pe omul ăsta acolo. Și vedem în momentul de față cum a performat în campanie. Ciucă și Ciolacu sunt oamenii care au adus România aici. Toată nemulțumirea pe care o aveți dumneavoastră, antreprenori, cărora nu vi se plătesc proiectele europene în momentul de față și am primit foarte multe mesaje din această categorie. Toți oamenii care spun, domne, ne-au crescut costurile pe orice, de la coșul zilnic la cheltuielile de familie, toată această nemulțumire e din cauza lui Ciucă și Ciolacu. Nu e din cauza lui Lasconi sau a vreunui ghinion al nostru. Îl vedem acum pe domnul Ciolacu vorbind de... Acum câteva minute am înțeles că a zis că ar vrea o dezbatere responsabilă, serioasă. Păi până acum n-a putut să ajungă la ele. N-a ajuns, n-a fost nicăieri până în momentul de față. Adică am văzut a evitat. Toții, da. Este exact modelul Iohannis. Vă aduceți aminte modelul Iohannis în care părea un om foarte amabil și cum se cade și pentru popor și s-a dovedit un arogant sinistru? Asta e modelul ceea ce apare acum cu Nordis. Nu că a călătorit odată la Monte Carlo. Vedem că sunt 5-6, a dovedit deja presa în zilele acestea, deplasări cu jetul, acea aroganță superioară în momentul în care noi predăm România la cheie PSD-ului, în momentul acela o să mergem spre modelul Belarus, spre modelul Turcia sau spre modelul Ungaria. Astea sunt alternativele. Despre Simeon n-avem ce să vorbim, că știm foarte clar ce reprezintă el. Este o marionetă folosită în Parlament ani de zile de PSD, la votul bugetului de anul trecut. Atât s-a ridicat un deget de la dinspre PSD și Simeon și-a luat oamenii și a ieșit din plenul Parlamentului ca să poată să-și voteze PSD-ul bugetul. Simeon este marioneta PSD-ului. Nimic altceva. Nu vă imaginați că luptă el pentru vreo România de vreun fel. V-ați da școala copiilor pe îngrija lui Simeon? Sunt oameni între dumneavoastră care și-ar da avuția, agoniseala, ar da să-i o administreze Simeon? Că despre asta vorbim când alegem un președinte. Elena Lasconi a spus foarte clar, vin în fața acestei națiuni să schimbăm realitatea în care trăim până acum. Vin cu sufletul deschis și asta este mesajul, de fapt, cel mai important în aceste zile. Votați responsabil pentru viitor, pentru că președintele nu vă plătește chiria, președintele nu vă plătește factura la apă sau la încălzire, președintele nu vă plătește școala copilor, dar președintele ăla care îți dă sau nu speranță să trăiești în această țară. Despre asta e vorba în aceste alegeri. Cine vă dă speranță pentru viitor? Lasconi, care poate să crească ca un om integru, care a dovedit la câmpul lung și 70% dintre oamenii au reales-o, a dovedit că poate să fie liderul unei echipe care schimbă o comunitate, sau oricare din celelalte marionete, PSD, PNL și cei din jurul lor? Cine vă dă speranță că ai dumneavoastră copii ar putea să rămână în această țară? Asta este opțiunea votului despre care vorbim. Mulțumesc. Bun. M-am încins, dar chiar vreau să spun lucrurile explicit ca oamenii să înțeleagă. E sigur. Singura care e opinia dumneavoastră și o înțelegem. Haideți să ne uităm acum și spre domnul Cristian Preda. Ne uităm. Dumneavoastră puteți face până la urmă și o analiză a acestei campanii electorale pentru prezidențiale. Vedem deja românii merg la vot în diaspora. Foarte bine. Rareș Bogdan spunea că se așteaptă la o prezență de jumătate de milion de români, deși acolo trăiesc un milion de români cu drept de vot. Da. Am văzut doi lideri politici importanți care au fost deja la vot, George Simion din partea AUR, Rareș Bogdan din partea PNL. Dumneavoastră, cum vedeți cum s-a desfășurat toată această campanie și cât de mult poate influența votul din diaspora rezultatul de aici din România? Da, campania a avut câteva surprize. Nu? A fost, în primul rând, căderea abruptă a lui Joana. El a început ca principalul favorit și acum e... undeva foarte jos, locul 5-6, în fine, o să vedem, a căzut mai mult decât a căzut Piedone, care, dacă vă amintiți, era tot așa dat ca omul cu cea mai bună șansă la primărie, a câștigat Nicușor Dan, cum se știe, în fine. Bun, deci asta a fost o chestiune. Doi, a fost retragerea... domnului Orban. A lui Șoșacă, cu mâna Curții Constituționale. Extragerea lui Șoșacă. Deci asta va rămâne în analele... Justiție Constituționale ca probabil cea mai abruptă intervenție a curții după decizia din 1996 care a permis lui Iliescu să candideze pentru un al treilea mandat. Asta vă dau în scris. Dar aici s-a deschis și un proces în instanță, știm Diana Șoșoacă mai are un termen procesul, care e tocmai după alegerile prezidențiale. Procesul, dar ce va consemna istoria așa cum e ea scrisă, cu capul limpede la distanță, va fi asta. În 96 au numărat și le-a ieșit că Iliescu făcuse doar un mandat, deși fusese ales de două ori. În 2024 au scos-o pe Șoșacă, dar nu l-au scos pe Simion sau pe, cum îl cheamă, Georgescu, Călin Georgescu, care spun aceleași lucruri ca Șoșacă. Deci nu sunt fundamental diferiți.
Bun, și, alte mișcări importante din campanie. Asta încerc să le enumăr. A existat, evident, retragerea lui Orban. Văd că nu i-a urmat nimeni exemplu. S-au produs diverse schimbări chiar recent. Deci vedem că în ultimele zile e o tendință foarte clară de diminuare a sprijinului pentru Simion, care pierde teren, părea să fie aproape sigur și el în turul 2, ca și Ciolacu s-a spus, și câștigă acest Călin Georgescu. Deci e posibil ca mizeria făcută cu mâna Curții Constituționale să fie răsturnată de ascensiunea lui Georgescu. Acum, întrucât în 96, când puțin credeau, am spus că va câștiga Emil Constantinescu. În 2004, când puțin credeau, am fost primul care a spus că Băsescu va câștiga în fața lui Năstase. Și mă mai laud un pic. În 2014 am prevestit victoria lui Iohannis. Eu mi-îngădui să spun că în momentul ăsta e 8 și 11 minute, cu două zile înainte de votul masiv al întregii țări, Elena Lasconi are o serioasă șansă nu doar să intre în turul 2, ci să-l bată pe Ciolacu. Eu simt că în opinia publică s-au decantat, cum spunea foarte înflăcărat și Dan Barna, s-au decantat totuși niște opțiuni. Adică există, în primul rând, clivajul ăsta între candidații destul de numeroși care vor să rămânem în Europa. Vrem să avem cu NATO o relație cum s-a consolidat ea în ultimii 20 de ani. Și respectiv ceilalți care trag spre Kremlin, vor să schimbe frontiere, vor să intrăm, toți oamenii ăștia care vorbesc despre unionism altfel decât prin intrarea Moldovei în Uniunea Europeană, vor să schimbe frontierele. Adică gândesc exact ca Putin. Că Putin asta vrea. Da? Și în contextul ăsta de război, numai nenorociri pot fi create de o asemenea poziție, de o alianță, de pildă, a unui președinte care, de pildă, n-are cum să intre Moldova și în Ucraina și zice, dacă tot n-am cum să intru, ce-ar fi să românizăm instituțiile? Asta este programul AUR. Asta este putinism tradus în română. Deci astea s-au decantat. S-a mai decantat ceva. Există, într-adevăr, o percepție legată de Lasconi, de care a vorbit Dan Barna, potrivit căreia nu e bună la politică externă. Eu cred că am mai citat exemplul ăsta. Știți, după ce a fost ales, Traian Băsescu, una din primele declarații pe care le-a făcut a fost că se zicea Consiliul Europei. Deci el se zicea Consiliul European. Confundase două instituții majore, foarte diferite, da? Dar asta nu l-a împiedicat ca odată ales președinte și consiliat foarte bine de oameni să mai câștige un mandat. Ocupau, era domnul Pleșu. Andrei Pleșu a fost consilier pentru politică externă, pe urmă Anca Ilinoiu, care este un strălucit diplomat de la externe. Asta nu l-a împiedicat, tocmai sprijinit de oameni competenți, să fie unul dintre actorii politici remarcabili din perspectivă diplomatică. Am avut și ocazia să lucrez cu președintele Băsescu, l-am văzut în întâlniri directe, cu delegații importante, cu președinții importanți occidentali, și era impecabil din punctul ăsta de vedere. Cunoștea dosarele, definea poziții clare, a avut o viziune. Asta în condiții în care a început foarte precar, că nu făcuse politică externă. Dar iertați-mă, Ciolacu a făcut politică externă? A? Ciuca a făcut politică externă? E, dintre cei care sunt acum... meditații, domnul Ciolacu. Bun. Dintre cei care au fost acum în cursă sunt Cristian Diaconescu și Mircea Joană, cei care au experiență diplomatică. Dar în rest, iertați-mă, sunt... la fel de puțin introduși în materie cum s-a spus despre doamna Lasconi. Deci aici cred că este într-adevăr o chestie misogină și asta vreau să spun ceva. Eu vreau să remarc entuziasmul pe care în societatea românească și acum 4 ani, dar mai cu seama anul ăsta, a trezit candidatura Maiei Sandu în Moldova. Au fost mulți cei care spuneau Maia Sandu ar putea să vină să candideze în România. Asta mie mi-a spus că s-a schimbat ceva profund în percepția, în cultura politică românească. Pentru că misoginismul a dominat foarte mult timp atitudinile în partide, în dezbateri. Ei bine, eu cred că dacă Maia Sandu, numai că a fost aleasă, ci a fost și realeasă în felul admirabil în care s-a întâmplat asta, eu cred că și românii sunt în acest moment în situația de a nu avea o asemenea problemă. A existat într-adevăr asta și uitați-vă la candidatura doamnei Dăncilă. Da. Da? Deci a fost un dezastru electoral,
din păcate, în fine, cauza feministă, ca să zic așa, n-a fost deloc servită. Eu m-aș bucura, de altfel, că există foarte multe mișcări feministe de diverse orientări, unele mai liberale, altele mai stângiste, mai conservatoare. M-aș bucura să aud aceste voci stângiste spunând, da, românii pot alege o președintă. Așa cum am putut să alegem pe cineva care venea din minoritatea germană. Bun. Cred că putem să facem și o asemenea alegere, să alegem pe cineva care vine din majoritatea femeilor, că femeile sunt majoritare, apropo, în România. Da. Asta am vrut să spun, că sunt modificări importante și ele s-ar putea decanta acum foarte clar în acest sens. Da. Iar românii sigur vor vota liber și ei vor decide. Acum, domnule Barna, despre dosarele pe care trebuie să le gestioneze viitorul președinte al României, adică despre ce nu vorbește nimeni, pentru că n-am văzut în campania asta să se vorbească de problemele reale pe care trebuie să le gestioneze viitorul președinte. Avem un război la graniță, vedem ce se întâmplă Rusia, care a trimis o rachetă din aceea de lungă medie, mă iertați, cu această rază medie de acțiune în Ucraina. Pe de altă parte, vin declarații din Marea Britanie, care spun că adjunctul șefului statului major al apărării din Marea Britanie spune că Marea Britanie este gata să vină aici, în Europa de Est, dacă Rusia invadează vreo țară. Și atunci se pune întrebarea, care e candidatul care poate să răspundă, căruia îi răspunde cineva la telefon atunci când are nevoie de ajutor România? Ce alte dosare mai are de gestionat viitorul președinte? Acestea sunt problemele care interesează pe români. Bun. În momentul de față, pe subiectul acesta al conflictului din Ucraina, suntem într-o etapă de escaladare reciprocă. Adică mișcarea lui Putin vine ca urmare a poziționării mai accentuate a lui Biden pe final de mandat. Discutam chiar zilele trecute, ieri m-am văzut cu ambasadorul Ucrainei la Bruxelles și spunea cheia în care citesc e această încordare de mușchi de o parte și de alta este exact în așteptarea unei poziționări manifeste dinspre administrația Trump, ambele fiind și în grupul de prietenie dintre Parlamentul European și Statele Unite, discutând cu purtători de mesaj din zona administrației americane, și democrații și republicanii sunt au un nivel diferit, să spunem, de prioritate față de Ucraina, dar niciunul dintre, adică nici în tabăra republicană, cum era această temere, nu există perspectiva pasului înapoi, pentru că atâta timp cât Trump a fost în opoziție și normal critica administrația Biden, normal putea să spună orice, în 24 de ore rezolvăm conflictul, și există această promisiune. Există această promisiune. În realitate, în momentul în care el este președintele Statelor Unite, în momentul în care reprezintă mai mult de America, evident că opțiunea aceasta de ne-am adunat bagajele și am plecat, nu mai are, pentru că orice percepție de înfrângere, de loser, cum am spune, nu poate să o contabilizeze și nu o va contabiliza. Deci, din această perspectivă, e clar că implicarea și susținerea Americii pentru ceea ce înseamnă conflictul din Ucraina va continua să existe. Ce tip de negocieri va decide Trump să adopte, asta vom vedea în perioada următoare. România, în mod clar, și a spus-o doamna Lasconi de fiecare dată, România este în această familie defensivă, această familie de securitate numită NATO, și de pe această poziționare, locul de joacă nu e foarte mare. Adică, indiferent cine ar veni președintea României, nu pun cazul lui Simion, care probabil ar putea să ne ducă pe câmp în vreun elan dintre acesta pe care sper să nu-l susține nimeni, dar vorbesc de opțiunile, să spun, rezonabile pentru președinția României, vom rămâne în armonie cu ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și aici am văzut că, exceptând poate un ton mai jos al Ungariei, și într-adevăr Orban face un joc cu o strategie diferită, solidaritatea europeană există. România va fi parte din această solidaritate. Dosarul pe care următorul președinte al României îl va avea față de Ucraina și față de evoluția europeană este menținerea acestei poziții de solidaritate pe susținerea Ucrainei, pentru că, de fapt, este o bătălie între modul de viață european și valorile, democrația în sensul foarte larg, valori, mod de viață, funcționare societală până la urmă, pe care o reprezintă Europa, în raport cu perspectiva aceasta putinistă, în care dacă ai altă părere, mergi la închisoare sau ești omorât sau pleci din țară. Că asta sunt opțiunile pe care le au dizidenți, purtătorii de gânduri din Rusia. Și vedem lucrul ăsta foarte clar. Ori de asta nu este o chestiune de, cum încearcă să ne spună Aur și Simion și toți cei care distribuie propaganda Rusiei, nu este o chestiune de se ceartă puțin Ucraina cu Rusia pe niște teritorii. Este un război definitoriu pentru modul de viață european pe următoarele decade. Și din această perspectivă, menținerea parteneriatului cu Statele Unite,
păstrarea și menținerea României în această, în această funcționare strategică pe care o are Uniunea Europeană și strategia generală de apărare, pe o creștere a autonomiei, să spun, pe zona de producție, lucruri despre care s-a mai vorbit și va fi un dosar pentru următorul CSAT, toate lucrurile acestea sunt direcții destul de, cum să spun, servite pentru următoarea administrație și sper să nu fie cazul să trebuiască să discutăm despre reorientări dintre acestea năuce cum... Bun, acum o să fiu cumva avocatul diavolului și trebuie să spunem și o opinie aur, și anume că ei nu sunt cu Rusia, așa cel puțin spune domnul Simion, în declarații. Bun, deci un dosar este acesta al războiului de la graniță. Ce alte probleme va mai trebui să gestioneze viitorul președinte? Bun, sunt problemele legate de, și aici a mai fost iarăși o discuție importantă și răstălmăcită foarte mult, legate de Orientul Mijlociu, de ceea ce se întâmplă acolo. Soluția celor două state este soluția pe care o susține România, soluția pe care o susține Uniunea Europeană și este soluția singura care dă, că vorbeam la început despre speranță, singura care dă o perspectivă. Pentru că orice altă perspectivă pe care poți să o dai în acea regiune, de fapt, nu e o perspectivă. Soluția celor două state, care înseamnă într-adevăr niște, sunt niște dificultăți în momentul de față cu structura politică care se reprezintă Palestina. Pentru că asta este și argumentul pe care îl folosește Israelul, situația e destul de complicată acolo. O să vedem ce se va întâmpla cu această decizie, pentru că nu trebuie să ocolim subiectele grele a Curții Penale Internaționale, care a mis acel mandat de arestare pentru Benjamin Netanyahu. Am văzut mai multe state europene deja, printre care și Germania, care a spus că nu vor ține cont de asta. Este un mesaj foarte prost din punctul de vedere al funcționării structurii de... Pare pro-Israel, clar. Și mai puțin... Da, dar e prost din punct de vedere a ceea ce înseamnă Curtea Penală Internațională și credibilitatea acesteia. Deci asta este un subiect fierbinte și delicat pe care următorul președinte va trebui să-l administreze. Nu e o soluție magică pe masă în momentul de față. Vor fi repoziționări în toate direcțiile. Să-i dăm cuvântul și domnului Cristian Preda, pentru că nu mai avem foarte mult timp la discuție. Foarte scurt. Marc Rutte a explicat foarte clar, nouul secretar general al NATO, că Ucraina ne apără pe noi, europenii, și că foarte probabil în următorii ani toate țările din Uniunea Europeană care sunt membre NATO vor trebui să cheltuiască 1% din PIB pentru a ne apăra de această agresiune. Deci aici e materie de lucru și sunt convins că vom intra în acest consens, pentru că e vorba de apărarea întregii Europei și noi suntem foarte aproape. Adică dacă Ucraina cade, noi suntem cel mai aproape, nu? Doi, poate să spună Simeon că nu-i cu Rusia, dar dacă gândește ca Putin, poate să spună că orice, știți? Problema este că există astăzi în Europa și în interiorul NATO oameni care vor să respectăm frontierele, să le ținem așa cum sunt, să le apărăm, și alții care vor să le schimbe. Simeon este în această a doua categorie, a spus-o clar în toate documentele, în acțiunile lui. E motivul pentru care a fost interzis în Ucraina și în Moldova. Pentru că oamenii ăștia nu vor să li se schimbe frontierele. De să lase această gargară, acest lider de galerie care s-a îmbrăcat în costum acum și care crede că poate să joace un rol. Nu! Am convingerea că românii sunt mai deștepți și că nu se lasă păcăliți de aceste manevre retorice penibile. Omul ăsta n-ar trece un examen serios la facultate. Nu știu cum Dumnezeu și-a luat diplomele. Trei. Noi suntem obișnuiți să lucrăm și cu administrații americane democrate și cu administrații republicane. De când a început parteneriatul strategic, de când s-a făcut, de fapt, vizita lui Clinton la București în 97, România n-a făcut diferențe între republicani și democrați, a căutat mereu să lucreze. Și probabil că ăsta va rămâne pilonul relației transatlantice și viziunea noastră dominantă în NATO. Eu mi-aș dori să avem o consolidare a contribuției europene la NATO și există resurse, sunt convins că se poate face o politică externă mai bună decât cea pe care a făcut-o, de pildă, doamna Odobescu sau domnul Aurescu, care și-a găsit, apropo, și el un post călduț acum. Apropo, el se dusese în campania din, de acum 4 ani, din America, să-l susțină pe Trump. Așa de vizionari erau și Iohannis și Aurescu, că s-au dus să-l susțină. Nu mai avem foarte mult lăsat. Da. Aș mai spune ceva. Doar 10 secunde mai. Da. Cred că avem nevoie de cineva onest.
Onest. Bun, asta este calificativul. Da, pentru că, știți, dacă mai săpăm puțin, o să descoperim că Ciolacul se duce și la Buzău cu banii Nordis. Da, multe probleme acolo. Domnule foarte Barna, multe. Cum să au ieșit cum la iveală și multe declarații contradictorii până la urmă. Care spune... Domnule Barna, 20 secunde concluzii, scurt. Suntem în fața unui vot prin care definim viitorul. E singurul candidat care poate să lupte cu ceea ce înseamnă PSD, PNL, AUR, toată această structură care a încolăcit ca un șarpe România, este Elena Lasconi. Nu sunt multe opțiuni, nu sunt multe scuze sau pretexte că, domne, dai altul bun sau așa. Un președinte mulțumesc. Care poate să aducă speranță în România este Elena Lasconi. Mergeți la vot, luați-vă vecinii, prietenii, rudele, mergeți, votați Lasconi. Avem o șansă reală să schimbăm o înțelegere care acum 4 ani... Acum 4 ani s-a făcut acea înțelegere ca să fie, să aibă Iohannis, să nu fie deranjat Iohannis în turul 2. Hai să ne mai lăsăm prostiți în cotură, votați Lasconi. Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezența dumneavoastră și pentru analiza acum pentru ultimele ore de campanie. Domnul Dan Barna, europarlamentarul SRE, și de asemenea domnul Cristian Preda, profesor al Facultății de Științe Politice din Universitatea din București.